Județul Gorj a fost ținta mai multor acțiuni ale poliției, dar și a procurorilor DIICOT, care au destructurat mai multe grupări infracționale. Dacă săptămâna trecută au avut loc în forță percheziții în mai multe locații la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni, astăzi a venit și rândul hoților să fie scuturați de procurorii DIICOT din Craiova. Suspecții au dat lovitura la un magazin din Republica Slovacia, de unde au sustras bijuterii din aur cu briliante, perle, pietre naturale și mai multe ceasuri din aur în valoare de 167.000 de euro. Pentru a ajunge la bijuteriile vizate, hoții au pus la cale un plan cât se poate de serios. Ei au avut de trecut câteva obstacole, fiind nevoiți să pătrundă în incinta magazinului prin plafonul aflat în pasajul subteran exterior al unității. De acolo, aceștia s-au strecurat prin spațiul de distribuție al aerului condiționat. După ce au dat spargerea și au intrat în posesia bijuteriilor, indivizii au vândut o parte din pradă mai multor persoane din județul Gorj și municipiul București. În urma perchezițiilor efectuate astăzi, oamenii legii au găsit și ridicat 4 ceasuri de lux, brățări și pandantive din aur, precum și un seif cu cifru electronic. Totodată au fost aduse la audieri 7 persoane suspecte în dosar.